În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Preacucenici părinți, dremăritori creștini, ne aflăm în a treia duminică din Sfântul și Marele Post al Paștilor, în Duminica Sfintei Cruci, o duminică rânduită de biserică la mijlocul postului, ca să ne îmbărbăteze în acest urcuș duhovnicesc către înviere, în luptele duhovnicești și nevoințele noastre și să ne amintească de pătimirile Mântuitorului nostru Iisus Hristos și astfel să ne încredințeze că fără cruce nu există înviere. Este o duminică în care cinstim Sfânta Cruce. Ea are un înțeles duhovnicesc îndreptat către înviere și are menirea să ne facă să înțelegem că postul unit cu rugăciunea înseamnă o lucrare duhovnicească în care noi răstignim păcatele și patimile din noi și intensificăm lucrarea noastră duhovnicească concretizată în fapte bune, în poruncile lui Dumnezeu. Am fost cu toții aici de față când s-a săvârșit această rânduială a scoaterii Sfintei Cruci în mijlocul bisericii, la mijlocul postului. Dar oare pentru care motiv? În primul rând să ne întărească, să ne îmbărbăteze în lupta cu păcatele și cu patimile, să ne amintească, precum v-am spus, de pătimirile Mântuitorului Iisus Hristos, să ne îmbărbăteze și să primim astfel putere de a continua acest drum. Această duminică, la jumătatea postului, reprezintă un popas duhovnicesc la umbra crucii, pentru că ne adumbrim la umbra crucii, după care pornim și continuăm această lucrare duhovnicească până la destinație, să spun, adică până la învierea Mântuitorului, pentru că, într-adevăr, acest pom umbros, Sfânta Cruce, e bine să ne imaginăm un călător care călătorește prin arșița zilei și la un moment dat întâlnește un pom umbros, se oprește, se odihnește și fortifică puterile sufletești și trupești, după care continuă acest drum, la fel și noi, în drumul nostru, în ostenealea postului pe care îl ținem până la mărita lui Hristos înviere, ne adumbrim la piciorul Sfintei Cruci, după care continuăm această lucrare. Sfinții părinți vin și cu o altă explicație, cu o altă asemănare, analogie, și anume, când împărații biruitori în lupta cu dușmanul se întorceau în cetățile lor în glorie și în slavă multă, mai întâi mergeau steagurile și sceptrul biruinței și apoi în glorie și slavă intra și împăratul biruitor. La fel Mântuitorul nostru Iisus Hristos, biruitor în lupta cu diavolul și cu păcatele, trimite mai întâi steagul său de biruință, care este Sfânta Cruce, sceptrul biruinței împotriva păcatului și a morții, care este lemnul cel de viață dătător. O altă explicație ar fi, dacă stăm să ne gândim, biserica prin chipul Raiului Dumnezeu, în mijlocul bisericii Sfânta Cruce, pe cum odinioară în mijlocul Raiului, pomul vieții, pomul cunoștinței binelui și răului, din care protopărinții Adam și Eva au gustat și au murit. Noi suntem chemați astăzi să gustăm din roadele crucii ca să ne mântuim. Cum adică roadele crucii? Să ne împropriem din lucrarea pe care a săvârșit-o Mântuitorul Iisus Hristos pentru mântuirea noastră, și anume răscumpărarea. Roadele răscumpărării ne privesc pe fiecare dintre noi, căci cu aceste roade noi ne mântuim. Această duminică de cinstire a Sfintei Cruci reprezintă pentru noi o chemare, o chemare de a-L urma pe Hristos, dar nu oricum. O chemare de a fi creștini buni, oameni temători de Dumnezeu, cu o credință puternică, adevărată, fundamentată pe dogme și concretizată în toate faptele cele bune. Și cum anume să-L urmăm pe Hristos? El spune, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Ce înseamnă lepădarea de sine? Înseamnă oare depersonalizare? Anularea de sine? Înseamnă oare? Nu. Ci înseamnă renunțarea la modul pătimaș de a privi lucrurile,
de a privi pe de o parte lumea cu bunurile ei, cu frumusețile, cu dulcețurile ei și în al doilea rând de a ne raporta la Dumnezeu și la semenii noștri. Trebuie să avem o raportare corectă la Dumnezeu și la semenii noștri. Această duminică reprezintă pentru noi o chemare la înduhovnicire, la înveșnicire, la îndumnezeire, cum spune Marele Apostol Pavel când vorbește despre măsura bărbatului desăvârșit, de măsura bărbatului duhovnicesc, așa cum spune Corintenilor, căci omul firesc, adică omul trupesc, nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie și nu le poate înțelege, căci cele duhovnicești se înțeleg duhovnicește. Astfel trebuie să înțelegem lepădarea de sine, care lepădare de sine nu semnifică lepădarea de patim sau de dulcețuri, nu, altă semnificație are. Lepădarea de modul nostru propriu și egoist de a privi lucrurile și de a înțelege lucrurile. Dacă vreți mai bine, o revenire la o adevărată înțelegere a lucrurilor și a Evangheliei lui Hristos, pentru că trebuie să-i facem lui Hristos loc să lucreze în viața noastră. Și ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră, noi trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Deci este vorba de o schimbare a mentalității, și anume să fim smeriți ca bunul Dumnezeu să lucreze în viața noastră, cum gândește El, cum voiește El, după voia Lui, după judecata Lui, că El spune, judecățile mele nu sunt ca judecățile voastre. Deci dacă vrem ca bunul Dumnezeu să lucreze în viața noastră, trebuie să ne smerim și să revenim la adevărata înțelegere a lucrurilor. Lucru foarte greu pentru un om modern, care este luptat și împresurat din toate părțile de ispite, încât ca să-i spui unui om cum să gândească, cum să-și rânduiască mai întâi lucrurile sau cum să înțeleagă viața lui, să se raporteze la Dumnezeu, la seme, la veșnicie, la viața veșnică, este foarte greu, căci omul modern, autonom, eu sunt, eu gândesc, fac ce vreau și foarte delicat lucru este să-l determin pe un om să gândească cele ale Duhului și nu cele, cum spune Marele Apostol Pavel, vorbind despre omul firesc, ale firii, ale trupului. Astfel trebuie să gândim lucrurile. La fel și dacă vorbim despre lepădare de sine sau despre urmarea lui Hristos, despre luarea crucii, mai bine zis, despre asumarea crucii, trebuie să gândim lucrurile tot duhovnicește, nu în mod trupește, firesc. Pentru că Marele Apostol Pavel spune, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit pentru iudei zminteală, pentru păgâni nebunie, căci cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nebunie pentru cei ce pierd, dar pentru noi cei care ne mântuim este puterea lui Dumnezeu. Deci crucea pentru noi este puterea lui Dumnezeu și trebuie să ne asumăm și noi crucea vieții. Și când spun de asumarea crucii, pe de o parte, la înțelegerea neputinței noastre de a ne putea purta crucea, dar trebuie să ne gândim și la neputințele noastre, la durerile, la suferințele, la necazurile prin care trecem, să ni le asumăm, să gândim la Dumnezeu, căci fără de Dumnezeu nu ne putem duce crucea personală. Trebuie să ne ducem crucea în această viață, să ne-o asumăm și să o purtăm, nu să o lepădăm, căci omul modern fuge de cruce. Pentru omul modern, crucea este zminteală și nebunie. Pentru omul duhovnicesc, crucea înseamnă mântuire, că dacă am fi oameni duhovnicești, Dumnezeu omului duhovnicesc îi descoperă tainele sale, omului trupesc care gândește totul trupește, superficial, lumește. Cum poate Dumnezeu să-i reveleze tainele sale? Nu! Omul acesta trupesc trebuie să revină la o altă înțelegere a lucrurilor, nu omul duhovnicesc. De aceea omul duhovnicesc își asumă crucea și o poartă și e conștient că nu poate să o poarte singur, de aceea cere ajutorul lui Dumnezeu că în această asumare a crucii el își vede neputința și limitele și le recunoaște și cere har de la Dumnezeu ca prin puterea lui Dumnezeu, prin energia lui Dumnezeu pogorâtă în viața omului, în sufletul lui, să poată să treacă peste toate încercările vieții. Hristos, nici el Dumnezeu fiind, n-a fugit de cruce, a ales cea mai grea suferință, cea mai rușinoasă moarte, moartea pe cruce și a asumat crucea, a purtat-o și a ajuns la înviere. Și noi suntem chemați să fim următorul lui Hristos, dar ca să ajungem la înviere trebuie să ne asumăm crucea, să o purtăm și astfel cu ajutorul lui Dumnezeu, trecând din această viață, vom ajunge și noi la înviere și ne vom face următorul lui Hristos. Este vorba
despre o răstignire continuă a păcatelor, a patimilor din noi, o răstignire a omului vechi de care vorbește Marele Apostol Pavel. Omul vechi din noi trebuie răstignit cu toate păcatele și patimile și noi prin baia pocăinței. Care pocăință? Ce înseamnă? În primul rând, început bun. Înseamnă ascultare de duhovnic, înseamnă practicarea virtuților, înseamnă despătimire. Tot ceea ce în mod concret rostim zicând viața bisericii. Suntem chemați la această viață sfântă de a căuta prin tot efortul nostru să ne asumăm crucea, să o purtăm, pentru că acela care fuge de cruce, fuge de Hristos, fuge de împărăție, fuge de viața cea veșnică. Iar omul duhovnicesc înțelege asumarea crucii ca o legătură între taina crucii și taina învierii, că suferința omului duhovnicesc este îndreptată către înviere. Nevoința omului duhovnicesc se centrează pe înviere și astfel înțelegem care este adevăratul sens al lucrurilor. Urmarea lui Hristos, noi pe Hristos trebuie să-L urmăm, pentru că suntem chemați a ne îndumnezei, a fi Dumnezei după har, nu după ființă, nu alți Dumnezei. Să fim la fel ca Dumnezeu după har, căci Dumnezeu unul este în ființă. Ne cheamă astăzi Hristos să-L urmăm prin toată fapta cea bună și prin înfăptuirea virtuților, ca astfel să-L urmăm pe Hristos, să înțelegem suferințele și tot greul prin care trecem, chiar ca pe o arvună a mântuirii noastre, căci într-adevăr dacă Dumnezeu le îngăduie, poate le îngăduie și ca să ne lumineze la minte și ca să ne acopere mulțime de păcate. Iubiți credincioși, Sfânta Cruce reprezintă marea iubire pe care Dumnezeu o are față de om. Sfânta Cruce este puterea duhovnicească a creștinismului, puterea lui Dumnezeu, cum spune Marele Apostol Pavel. Este mijloc de întărire în credință, mijloc de întărire în asumarea tuturor durerilor și necazurilor prin care trecem. Sfânta Cruce este semnul biruinței, este actul mântuirii neamului creștinesc. Sfânta Cruce este spaima duhurilor rele care nu sunt în ascultare de Dumnezeu, spaima celora care nu cred în Dumnezeu, spaima celora care nu urmează biserica, spaima celora care bajocoresc biserica și pe slujitorii lor. Sfânta Cruce, pentru creștini adevărați care iubesc biserica pe Hristos și sunt în căutarea mântuirii și a lui Hristos, pentru aceea crucea este o laudă, așa cum spune Marele Apostol Pavel. Mie nu-mi fie a mă lăuda decât în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Înțelegem astfel, iubiți credincioși, că toți avem de purtat o cruce în această viață. Suntem chemați la a purta această cruce, pentru că în crucea noastră este mântuirea noastră. Este grea crucea, singur nu putem duce. Nimeni nu poate să aibă această cutezanță să zică că eu singur îmi pot duce crucea, nu am nevoie de nimeni. Nu. Dumnezeu este Cel care ne ajută și este nerăbdător să-I cerem Bunului Dumnezeu să ne ajute să ne purtăm crucea. Căci toți avem o cruce în această viață și copiii au crucea lor, să crească, să învețe, să iubească pe Dumnezeu, pe aproapele. Tinerii, flăcăi fecioare, au o foarte grea cruce de purtat, aceia care doresc să placă lui Dumnezeu și nu oamenilor. O cruce greu de purtat. Bătrânii au de purtat o cruce foarte grea, deseori crucea singurătății, a bolilor, poate a neputințelor, a însingurării. Grea cruce de purtat. Văduvele și orfanii care au pierdut pe cei apropiați ai lor, poate tovarășul de viață, poate pe mama, pe tată sau poate pe amândoi. Grele cruci au depurtat, mai ales în această perioadă în care vorbim despre atâta moarte și război. Da, e moarte spirituală în întreaga lume. Moartea spirituală trebuie să ne sperie cel mai mult. Dar și aspectul acesta lumesc, căci mulți sunt orfani, poate și-au pierdut părinții, poate și-au pierdut tovarășii de drum și trec într-o cruce foarte grea. Să ceară Dumnezeu această putere ca să treacă prin această cruce, să o asume, pentru că în crucea lor este mântuirea.
Călugării, de asemenea, au o grea cruce de purtat, ca au cele trei voturi, ascultare, sărăcie de bunăvoie și castitate. E grea crucea călugărească, este grea crucea și mirenească a celora nevoitori, care sunt puși în fața atâtor răutăți și nelegiuiri, multă bajocură, multă defăimare a celora care vin la biserică conștiincioși, țin postul, se spovedesc, se împărtășesc, se duc și stau cu orele la Sfintele Moaște să se închine, să primească har de la Dumnezeu prin Sfinții Săi, a celora care vor ceva de la viața aceasta și doresc cu adevărat mântuirea și împărăția lui Dumnezeu, cu câtă bajocură se încununează unii ca aceștia, grea cruce de purtat și trebuie să o purtăm, pentru că noi l-avem pe Dumnezeu, care ne spune, fără de mine nu puteți face nimic, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Cum a biruit lumea Mântuitorului Iisus Hristos? În crucea sa cea sfântă. Așa și noi trebuie să înțelegem că în crucea noastră și noi suntem biruitori în această lume. Nu ne lasă Dumnezeu de ocară. Nu ne lasă Dumnezeu să nu avem unde să ne plecăm capul. Nu ne lasă Dumnezeu fără să avem ceva pe masă, să dăm pentru, să avem pentru noi, pentru copiii noștri. Nu! Pe omul credincios nu lasă Dumnezeu, pe omul smerit. Că smerenie nu înseamnă sărăcie sau alt cumva, cum înțeleg oamenii, sărăcie sufletească, dar bogăția sufletească atrage după sine și prosperitatea. Și omul care este credincios și își duce această cruce de om evlavios în această viață, are Dumnezeu grijă să nu-i lipsească nimic. Crucea preoției, iubiți credincioși, este cea mai grea cruce, pentru că preotul răspunde în fața lui Dumnezeu nu doar pentru sufletul său, ci pentru sufletul tuturor păstoriților, și preotul este invitat să stea de față la judecată fiecăruia dintre păstoriții săi și va răspunde de felul cum a vorbit, cum i-a sfătuit și cum i-a chemat să-și ducă crucea vieții. Iubiți credincioși, ne aflăm în perioadă de post, este o perioadă de nevoință. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute să ne purtăm crucea nevoinților până la capăt. Și nu zic doar până la praznicul mărit al Învierii, ci până la sfârșitul zilelor noastre, ca să ne încununăm cu cununa cea neveșteșită a Măririi, cum tot Marele Pavel ne spune. Și să ținem minte de faptul că în crucea postului stă și bucuria Învierii. Și astfel, în această zi în care preamărim pe Dumnezeu, care a biruit lumea prin Sfânta Sa cruce, să strigăm, crucii tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă Învierea Ta, o lăudăm și o mărim totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.